Domnul Dumnezeu să vă ne binecuvânteze, mai bine zis, pe toți, să ne dea Domnul sănătate spirituală în suflet și, de ce nu, sănătate și în trupurile noastre. Amin. Haideți să deschidem, deci, Biblia la Faptele Apostolilor, capitolul 10, acolo unde deja am auzit citirea acestui pasaj, 33 de versete, dar. Noi o să încercăm să acoperim întreg capitolul, cel puțin să facem referință la tot capitolul și, de ce nu, o să privim un pic și la capitolele dinainte. Întrebarea care ne interesează pe noi în această seară este cum să depășim barierile, piedicile culturale care pot fi atunci când noi trebuie să vestim Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Ați observat că de ceva vreme încercăm să petrecem timp în Cartea Faptele Apostolilor, încercăm să privim la felul cum Biserica a fost la început. Tema anului 2020, noi încă rămânem la această temă urmândul pe Hristos, asta ne interesează și de fapt asta este o temă care nu este doar pentru anul 2020, ci pentru toată viața noastră, trebuie să l urmăm pe Domnul. însă datorită, să zic situației care s-a creat în ultimele luni de zile, datorită faptului că biserica Domnului este încercată, biserica Domnului cel puțin clădirea s-a închis și E o provocare, este o încercare. Noi am considerat că este bine să privim la felul cum s-a comportat Biserica la început. În ascultare de Hristos, urmându-l pe Domnul, tot timpul ei au căutat să placă Domnului Isus. Și să învățăm de la ei cum s-au comportat ei față de necazuri, față de provocări, față de persecuție, față de sărăcie. La un moment dat, și față de un cutremur care a fost în cartea faptele. Deci, putem învăța de la primii creștini. Și în această seară, pe planul nostru de studiu, este această întrebare: cum să depășim barierele culturale? Dacă vorbim de bariere culturale, pentru noi este ceva foarte familiar, pentru că locuim într-o țară. Suntem înconjurați de foarte multe uh, națiuni, etnii, culturi ale oamenilor. America, de la baza ei, de la începutul ei, uh, a fost o țară pentru imigranți, pentru oameni care să vină din alte părți și să locuiască aici. O mai numim noi The Melting Pot, adică se amestecă toate lucrurile și uh, de multe ori să ce nu trebuie când facem lucrurile fără Dumnezeu, dar asta este țara în care locuim noi. Haideți să privim, deci, la Faptele Apostolilor, capitolul 10 și să încercăm să răspundem la această întrebare. Oare este voia lui Dumnezeu însă, permiteți-mi să întreb, ca Evanghelia noi să o ducem la toate culturile, la toate națiunile? Oare e planul lui Dumnezeu și pentru First Romanian Pentecostal Church să aibă o atitudine, o viziune așa mai mondială, mai universală? Noi, ani de zile, poporul român am fost evangelizați poate de alții. Au venit și ne-au adus Evanghelia și veneau misionari din afară. S-au schimbat vremurile și acum vorbim de misionari români în Filipine, în India, Mexico, Haiti, Rusia, Ucraina și așa mai departe. Este planul lui Dumnezeu ca eu, ca și român, să vestesc Evanghelia, să vorbesc de Domnul și la alte națiuni, alte etnii, alți oameni? Într-adevăr, răspundem pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta este bătaia inimii a lui Dumnezeu. O singură Evanghelie, un singur mântuitor, o singură credință pentru toate națiunile Pământului. Cu tulburările acestea rasiale care au existat în ultima vreme în America, am încercat să aduc ceva vreme în urmă un mesaj tinerilor și l-am intitulat Amazing Grace for Every Race. Deci harul lui Dumnezeu este pentru absolut orice rasă, orice etnie, pentru orice etnie. Și de fapt, noi nu avem a skin problem, we have a sin problem. Și soluția lui Dumnezeu este una singură, același har și pocăință care a fost în cartea faptele apostolilor. Este planul lui Dumnezeu? Da, este planul lui Dumnezeu. Matei, capitolul 28. Vă rog să mergem acolo pentru un minut sau două să privim la acest pasaj celebru, bine cunoscut nouă. Iisus s-a apropiat de ucenici, a vorbit cu ei, da, deci după înviere, înainte de înălțarea la cer, și Domnul are câteva cuvinte în, 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 în pasajul acesta pentru noi, pentru nici, de o mare însemnătate și se repetă cuvântul tot. Cuvântul tot se repetă în pasajul acesta. Vă rog să fiți atenți. Isus s-a apropiat de ei, a vorbit și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Toată puterea. Vesețiul 19. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Vedeți, toată puterea peste întreg pământul, cer și pământ, nu există nici măcar un inch, un centimetru pătrat în universul acesta, pe planeta pământ, unde Hristos să nu fie cel care domnește și are putere. Poate să fie el Las Vegas sau știu eu ce alt oraș stricat sau păcătos. Fie el Seattle, chiar și Capitol Hill, Chap sau Chaz, cum i-au zis uh, liberalii ăștia, cum l-au numit uh, zona autonomă. Au avut ei impresia că stăpâni acolo și acolo Hristos este stăpân și este în charge, în putere, da? Și toată puterea pentru toate neamurile, pentru toate etniile, și acum continuă Hristos și aduce toată Dumnezeirea, toată Trinitatea, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Punct. Nu botezăm în numele doar al lui Isus, cum vine o anumită sectă în zilele noastre. Ci toată Dumnezeirea, toată divinitatea, toată Trinitatea, botezând în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și nu se oprește aici cuvântul acesta, totul. Nu se, nu se oprește aici, ci vă rog să vă uitați și la versetul 20. Da? Și învățați, continuă Domnul, să păzească tot ce v-am poruncit eu. Iată că selectivismul ăsta religios, creștinesc, penticostal, nu știu, baptist, cum vreți să-l numiți dumneavoastră, unde alegem doar ce ne place, nu este biblic. Este împotriva poruncii Domnului Isus Hristos. Pentru că la El totul înseamnă totul. Asta înseamnă, da? Și Domnul zice toată puterea, toate neamurile, toată dumnezeirea și spune tot ce v-am poruncit trebuie să fie predicat, trebuie să fie învățat și parte din Evanghelie. Tot ce v-am poruncit. Și nu se oprește aici, continuă Domnul și iarăși folosește cuvântul tot. Și uitați-vă, vă rog, la partea a doua a versetului 20. Și iată că eu sunt cu voi în toate, a zis un frate acolo, dar în toate zilele, nu doar în unele zile. Pentru că eu omenește, am impresia că în ziua când Dumnezeu m-a mântuit, a fost cu mine Hristos, mi-a intrat în inimă. În ziua când m-a botezat Dumnezeu cu Duhul Sfânt, sigur Dumnezeu a fost cu mine, nu? S-a împlinit versetul acesta, iată că eu sunt cu voi în toate zilele, dar în ziua, spre exemplu, când poate cad bolnav la pat, sau știu eu, e o zi de necaz, o zi de încercare, o zi de frământare, o zi grea pentru mine personal sau poate pentru familia mea. Este și atunci Domnul cu mine, sigur, uitați-vă porunca Domnului, sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul, până la sfârșitul lumii, până la sfârșitul veacului. Să știți că trăim într-adevăr zilele din urmă. Dacă până acum ziceam, o fi cum o fi, acum când vezi ce se întâmplă în jurul nostru, cum gândesc oamenii, cum mass media realmente vrea să spele pe creier cetățenii unei, unei țări civilizate, când vezi frații mei, surorile mele, când vezi imaginile. Și, și violență, și, și revoltă, și crime, comise, realmente crime. Uh, uh, și când vezi televiziunea că numește răul bine, și apoi numește binele rău, când vezi societatea că celebrează ceea ce Dumnezeu condamnă, ceea ce Biblia aceasta, cuvântul lui Dumnezeu condamnă, ci societatea aceasta celebrează și nu numai că celebrează ce Dumnezeu condamnă, dar apoi ei ne condamnă pe noi că nu celebrăm cu ei. Da, pe noi ne condamnă. Noi suntem stricați, noi suntem brainwashed pentru că nu-mi dau acordul la nebuniile lor. Ei, când vezi toate lucrurile acestea, când vezi cum se împlinește cuvântul lui Dumnezeu, nu poți decât să zici, trăim sfârșitul veacului. Zicea Domnul Isus la un moment dat: Evanghelia aceasta împărăție va fi predicată în toată lumea. Și credeți-mă, datorită la mass media, datorită nu la mass media, la tehnologie să, să, mă, să mă exprim mai corect, datorită la avioane, la modul cum ne putem deplasa. Evanghelia aceasta a ajuns în toată lumea până la marginele Pământului. Trăim zilele din urmă. Zile chiar apocaliptice și uitați-vă la promisiunea aceasta. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele și include până la sfârșitul lumii acestea. Când o veni să anticristul și semnul fiară și ce o să mai vin acolo. Și atunci voi fi pe pământ, voi avea putere și voi fi cu voi. Dar porunca aceasta a Domnului Iisus, marea trimitere, da, este pentru toate, că de aici am plecat și să nu ne pierdem poate în alte detalii. Privind la pasajul acesta, noi am vrut să subliniem cât de important este să avem și noi viziunea și gândirea pe care a avut-o Domnul Iisus. Evanghelia aceasta este pentru toate neamurile, pentru toate culturile. Revenind la Faptele Apostolilor, capitolul 10, am mai împărtășit cu dumneavoastră ceea ce o să repet într-un minut, dar vă rog să, să fiți atenți, pentru că mi se pare foarte semnificativ. Cum Dumnezeu a orchestrat lucrurile și Cartea Faptele Apostolilor este, este lucrarea Duhului Sfânt, sigur, sunt faptele Apostolilor, dar fapte făcute prin Duhul Sfânt, da? Și îmi place ordinea și logica care există și cum este o ordine chiar geografică. Nu, zice, zice că Evanghelia aceasta, spune Domnul Iisus, trebuie să fie în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginele pământului și cartea este organizată tocmai pe, pe, pe modul acesta. Ce a început în Ierusalim se duce în Iudeea și apoi din Iudeea în Samaria și din Samaria până la marginele pământului. Dacă cartea faptele apostolilor a început în Ierusalim, știți unde se termină cartea faptele? la Roma, da, capitolul 28, Pavel, doi ani de zile cu chirie, așa zice că a luat o casă cu chirie la Roma și a stat acolo și a predicat Evanghelia la Roma. Și de, de acolo vine Evanghelia apoi în tot Imperiul Roman, pentru că Roma era puterea economică, politică din vremea aceea. Însă privind apoi la capitolul 10, capitolul 9 și capitolul 8, este o imagine foarte frumoasă cum Dumnezeu dă Evanghelia sau împărtășește vestea aceasta mântuirii la absolut toate națiunile Pământului, sau să zic așa, la cei trei reprezentanți care au, apoi au împânzit Pământul acesta, la cei trei fii ai lui Noie. Noi toți știm că ne tragem din Adam și Eva dar apoi știm că, datorită păcatului, Dumnezeu a îngăduit uh, să vină potopul lui Noe, cum îl numim noi, dar n-a fost potopul lui Noe, uh, a fost îngăduit de Dumnezeu în vremea lui și apoi, din cei trei băieți ai lui, ne zice acolo în geneza că Iafet s-a dus, a populat partea Europei, Ham s-a dus și a populat partea Africii și Sem uh, s-a dus și a rămas în partea aceea Orientul Mijlociu sau Asia Mică, cum mai numim noi, partea Israelului și apoi tot ce înseamnă de acolo la Est. Și în Cartea Faptele Apostolilor avem trei convertiri cu mari detalii. Cu mari detalii. Deci în capitolul 8 avem convertirea famenului etiopian, care era urmașul lui Ham. Era descendentul lui Ham, în capitolul 9, apoi cu mari detalii, avem o altă convertire, convertirea lui Pavel, care sigur este descendentul și urmașul lui Sem. Și următorul capitol, iarăși, cu foarte mult lux de amănunte, cu detalii, avem convertirea lui Corneliu, care era un italian, era din Roma și care era urmașul lui Afet. Stră, 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 bunicul nostru este Ia ăștia suntem noi, da, românii europeni. Și, și e imposibil să nu vezi cum fiecare e un reprezenta, un, reprezintă fiecare rasă care poate exista pe fața pământului. Pentru că Evanghelia și planul lui Dumnezeu este pentru absolut toți oamenii, Matei 28 și cartea faptele, ăsta este mesajul. Și totuși, acum, în partea a doua a mesajului, Încercând să răspundem la întrebarea, cum să depășim barierele culturale, piedicile culturale. Totuși, dacă ăsta este planul lui Dumnezeu, de ce ne este greu să împărtășim Evanghelia și la alții? Și privind la pasajul acesta, o să încercăm să răspundem. Am ales eu câteva, câteva piedici, câteva bariere și apoi câteva soluții pe care cuvântul lui Dumnezeu ni le dă și o să încercăm să, să fim scurți în această seară. În primul rând, religia. Religia, și când spun religia, în mod special mă refer la faptele bune pe care noi le facem și care credem noi că sunt mai importante decât o relație cu Dumnezeu. Pot fi, credem noi, mai importante decât o relație cu Dumnezeu. Dacă vă uitați la Corneliu, și știu că probabil o să ziceți că e forțat un pic argumentul ăsta, dar eu am încercat să duc din viața lui Corneliu la noi, la situația noastră și noi să învățăm. Uitați-vă la Corneliu, cum îl prezintă Biblia. În cezare era un om Corneliu, omul acesta era cucernic, temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui o descriere foarte bună. El făcea multe milostenii norodului și se ruga întotdeauna lui Dumnezeu. Avem vecini din aceștia care nu vin la biserica noastră, dar cumva par ca și Corneliu, un om foarte bun, religios. Omul acesta se ruga, omul acesta făcea milostenii, omul acesta avea o frică de Dumnezeu. Era pe drumul cel bun. Era pe drumul cel bun, sigur că era. Adică eu îmi doresc toți să fim așa ca și Corneliu. Însă, cuvântul lui Dumnezeu ne dă un detaliu care ne șochează. Corneliu nu era mântuit. Corneliu nu avea mântuirea și Pavel le zice, bine, dar unde zice lucrul ăsta Marius? Uitați-vă, vă rog, la capitolul 11, versetul 13 și 14. El, Corneliu, ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger, stând înaintea lui și zicându-i, trimite la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și casa ta mesajul îngerului, când este pus împreună și din capitolul 10 și din capitolul 11, a fost foarte clar, Corneliu, tu trebuie să trimiți, trebuie să vină Petru, el trebuie să-ți vestească Evanghelia și prin cuvintele acelea tu vei fi mântuit. Pentru că cu alte cuvinte ești religios, pozezi foarte bine, arăți foarte bine, ești un vecin de nota 10, faci multe milosene. Tu n-ai mântuire, tu dacă mor, tu mergi în iad. Și sigur că nu dă bine un asemenea mesaj. Adică, și acum aduc de asta am folosit exemplul ăsta din text, pentru că vreau să aducem problema la noi. De ce nu zic eu, de ce nu duc eu Evanghelia la alții, de alte culturi, religii și alte etnii? Pentru că s-ar putea să mă uit la ei și să văd un caracter foarte frumos. Și s-ar putea să zic, mai cine știe, ăsta o fi și pocăit, nu știu eu, poate e nascuns așa, poate Dumnezeu știe, doar nu sunt eu judecător, dar ce, e treaba mea, uite, ăsta se comportă mai bine decât ăștia, de la adunare, poate, decât unii, probabil, din adunarea noastră, din biserica noastră. Și iată că numele a, a ceea ce noi numim religie, moralitate, ne blocăm și nu ducem Evanghelia Mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Omul poate să pară foarte bun, omul pa, poate să pară foarte moral. Dacă nu l-are pe Hristos, nu are mântuire. Nu dă bine, nu-i politically corect, dar în ziua de astăzi nu-i politically corect nici să zici casa albă, că e rasism, că de ce nu e altă culoare, nu? Politically corect și incorrect ăștia ne îmbată de cap. Păi eu nu mă mai iau după ei, după ei să mă iau. Păi ăștia nu știu să numească binele, bine și rău, rău. Și să mă mai iau după ei, nu, nu mă mai iau după ei. Și o să zic la oameni, de nu l-ai pe Hristos? I'm sorry. I feel really sorry. The Bible, the Word of God, zice foarte clar, nu ai mântuire. Nu este nicio altă cale prin care putem ajunge la Dumnezeu decât prin Isus Hristos. Asta înseamnă că excludem pe Mohamed, Joseph Smith, și alte și alte religii și nume și în căi care pot duce la Dumnezeu. Dar noi în mijlocul la this melting pot, aceste multe culturi și etnii din America, noi însă ne oprim și numim pe oameni foarte morali, foarte buni și sunt. Eu nu vreau să zic că omul nu are poate un caracter bun, că probabil ascultă de moralitate, de vocea Duhului, nu neapărat a Duhului Sfânt, dar a moralității care Dumnezeu o pune în om. Că zice acolo în Romani, capitolul 1, da, zice că păgânii, neamurile, zice, din fire ei fac anumite lucruri bune. Pentru că omul când se naște pe pământul acesta, Dumnezeu i-a pus legea morală. Legea morală care există în el. Și el nu are nevoie neapărat să vină la el și să-i arăt Constituția Americii sau să-i zic neapărat poate cu cuvântul lui Dumnezeu că a fura este rău. Legea morală îți spune, mă, nu-i bine să furi. Nu-i bine să omori. Nu-i bine să dai în cap pentru că Dumnezeu a pus legea asta în om. Pentru că omul, omul e foarte șmecher. El va zice la urmă, zice, Doamne, dar eu nu m-am pocăit, păi la mine n-a ajuns Evanghelia. Nu, gândiți-vă un pic, nu, omul e foarte șmecher, că se ia după tata lui, după, după diavolul oamenii, sigur, nemântuiți. Și va zice, cum să mă pocăiesc dacă n-am avut Evanghelia? Și Dumnezeu zice, a, la naștere ți-am dat legea morală. Ai știut că e rău, de ce ai făcut? Ai știut că nu-i bine, de ce ai făcut? Nu am pus eu, cum zice și în Eclesiastul. În Eclesiastul cred că zice că Dumnezeu a pus în inima omului și gândul veșniciei, a eternității. Și Dumnezeu v-a zice foarte simplu, tu n-ai ascultat nici de legea morală. Și acum să vă mai spun un lucru, sigur că poate un pic m-am depărtat de subiect, dar are de-a face cu, totuși cu textul nostru. Omul care n-are Evanghelia, nu are această evanghelie. E undeva în Africa, e în India, e nu știu unde. Nu 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 are Biblie, poate nici nu știe să citească. Dar e sincer și ascultă de legea morală care Dumnezeu a pus-o. Exact ca și Corneliu, vrea să facă binele. Pe baza cărții Faptele Apostolilor, pe baza cuvântului lui Dumnezeu noi mărturisim că cel care ascultă de legea pusă de Dumnezeu și dorește să-L întâlnească pe Dumnezeu, îl caută, Dumnezeu îi se descoperă. Dumnezeu îi se descoperă. Imposibil să nu îi se descopere. Ce s-a întâmplat cu Corneliu este repetabil, frați și surori. Omul acesta nu avea Evanghelia, nu știa de Hristos, ci doar un om moral, un om însă păgân, dar Dumnezeu când a văzut sinceritatea lui și de fapt zice aici la versetul, cred că la versetul 31, Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu și-a adus aminte de milostenile tale și am hotărât să te mântuiesc pentru că tu mă cauți. Păi nu zice în cartea Ieremia că mă voi descoperi celui care mă caută? Și să fie clar, Dumnezeu nu trimite pe nimeni în iad așa că vrea El și că a închis o națiune să nu le dea Evanghelia. Dacă îl cauți pe Dumnezeu, se va descoperi Dumnezeu în sufletul și în inima ta. Bine, religia însă și vreau să închei, mi-am propus să fiu scurt, dar... Uh, Uitați-vă la bariera aceasta de asemenea a lui Petru. A lui Petru. Petru nu vrea să meargă să predice Evanghelia și la neamuri. Petru, în pasajul nostru, este nevoie ca același Dumnezeu care se descoperă la Corneliu, același Dumnezeu să se descopere la Petru. E, fascinant. Unul e păcătos, unul e sfânt. Unul trăiește, e păgân, unul e, e, omul lui Dumnezeu, e apostol. Da? Și același Dumnezeu comunică, comunică, în cezaria, se descoperă lui Corneliu și același Dumnezeu suveran se, se, se descoperă lui Petru pe când era în, 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 Ia, în, în Iafo, da? în Iapo sau spune cuvântul lui Dumnezeu, în Iope, în Iope, da? și are un mesaj pentru el. Uite, este după amiază, ți este foame, îi arată o vedenie cu tot felul de animale, cu tot felul de, de, de lucruri acolo și dobitoace, cu patru picioare târătoare de pe pământ și păsările cerului. Și Dumnezeu îi zice, tu scoală-te, taie și mănâncă. Și omul acesta, pe bună dreptate, fiind de vreu și neavând voie să mănânce tot ce se mișcă pe fața Pământului, și apropo, aici fac o paranteză, și în ziua de astăzi trebuie să ascultăm de poruncile alea din Levitic. Sigur, în lumina Noului Testament, dacă Dumnezeu zice că anumite lucruri au fost rele atunci, că nu sunt sănătoase, să știți că în ziua de astăzi nu sunt mai sănătoase. Trebuie să fim înțelepți și să ascultăm de, de Cuvântul lui Dumnezeu, da? Uh, și mie îmi place să zic, uh, omenirea a intrat în, în probleme prima dată pentru că am mâncat ce nu trebuia să mâncăm. Și s-a repetat istoria și cu coronavirus. Am intrat în problema coronavirus că oamenii au mâncat ce nu trebuiau să mănânce. Lilieci, șobolani, șerpi și așa mai departe, da? Eu aleg să cred mai mult explicația Bibliei decât că e un laborator, că a făcut-o americanii, că chinezii, că nu știu ce. Mi se pare mult mai simplu, biblic, nu mânca, mănânci te îmbolnăvești. Oamenii n-ascultă. Dumnezeu, revenim însă la textul nostru, zice, Petru, mănâncă! Uite, toate dobitoacele, târătoarele și păsările, ia și mănâncă. Și el, bun, evreu, fiind, Doamne, cum să mănâncă așa ceva? Și Dumnezeu are însă un mesaj, Petre, ceea ce Dumnezeu a curățit, tu să nu numești spurcat sau necurat, da? Ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Și se repetă lucrul acesta de trei ori, de trei ori. Și mi-am pus întrebare de ce de trei ori. Petru s-a lepădat de trei ori, Petru a fost restaurat de trei ori, a fost provocat de trei ori. Paște oițele mele, paște oile mele. Mă iubești și iată că se repetă și acum de trei ori. Taie și mănâncă. Nu mănânc, nu mănânc, nu mănânc. Taie și mănâncă. Când se trezește din vedenia aceasta, flămând fiind, pentru el a făcut sens că Dumnezeu știe când să-ți vorbească. Omul era flămând, așa zice Biblia și îi pregăteau mâncarea în bucătărie și probabil îl mirosea și a, a, a făcut sens vedenia aceasta. Însă, Duhul lui Dumnezeu vine și interpretează acum vedenia. Uite, uite cum stau lucrurile, Petru. De fapt, nu e vorba de dieta ta culinară, ce mănânci la lunch, la breakfast, sau ce o să mănânci diseară când mergi acasă, cărnați sau asta, sau cu tare, sau cu tare. Ce are în vedere sufletele oamenilor. Că tu îi vezi pe oameni spurcați, că tu îi vezi pe oameni necurați, și eu i-am curățit, și eu vreau să-i mântuiesc, și eu vreau să mă ating de ei. Cum să trecem peste barierile acestea culturale, să dăm la o parte prejudecățile noastre, să dăm la o parte, poate, religia și felul cum noi credem că oamenii sunt mântuiți prin religie, și să înțelegem că doar prin relația cu Dumnezeu. Să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu, ca și Petru. Să ascultăm chiar și atunci când nu ne convine, chiar și atunci când o să fim trași la răspundere. Petru a lucrat foarte înțelept. Și ce a făcut Petru. Cuvântul lui Dumnezeu i-a zis: du-te, du-te, mergi, mergi la, cu, cu oamenii care vin și te cheamă. Zice că a luat șase oameni cu el. Evrei. A lucrat foarte înțelept și a dat seama, măi, eu o să intru în probleme pentru acțiunea asta cu frații mei, că biserica la momentul ăsta încă nu acceptase că neamurile sunt parte din biserica lui Hristos. Și și-a luat șase oameni cu el. Și când a fost tras la răspundere și luat la întrebări în capitolul 11, când a ieșit chiar o, o ceartă, o frământare acolo, mă, Petru, cum ai putut să faci așa ceva? El știți ce zice? Uite, frații aceștia au venit cu mine. Frații aceștia au fost martori la tot ce s-a întâmplat acolo. Frații aceștia șase care au venit cu mine când am intrat în casa omului, am văzut cum Dumnezeu a dat Duhul Sfânt, cum oamenii aceștia au început să laude pe Dumnezeu în limbi străine. Și la capitolul 11, Petru îi explică cum am început să vorbesc Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca și peste noi la început și mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis Ioana botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Cum să trecem peste barierele culturale? Să lucrăm și cu înțelepciune, să lucrăm cu înțelepciune, dar în final să lăsăm lucrurile în mâna lui Dumnezeu. Că Duhul Sfânt este Cel care mântuie, Duhul Sfânt este Cel care botează, Duhul Sfânt este Cel care atunci când Petru vorbea a lucrat la inima lui Corneliu. Corneliu a vrut să se închine lui Petru. Ăsta era păgân, adică cum să te închini la un alt om, nu? Dacă, dacă Petru i-ar fi zis lui Corneliu, mă, eu am murit pentru tine, eu sunt mântuitorul tău. Ăsta îl credea, îl credea, pentru că era în păgânătatea lui, avea Dumnezeii lui, căuta, era în căutare, nu știa, domnule, cum să ajung la Dumnezeu, da? Dar Petru stabilește de la... Nu, nu, nu te închin mie. Și îl prezintă pe Iisus Hristos și în timp ce vorbește de Iisus Hristos, Duhul lui Dumnezeu se coboară. Suntem chemați să facem nici mai mult, nici mai puțin decât a făcut Petru. Le zicem la oameni de Isus Hristos. Simplu, atât facem. Și Duhul Sfânt este cel care îi mântuiește. Și Dumnezeu să ne ajute, amin.